Componenții secției de natație a Clubului Sportiv Școlar 3 Suceava au terminat în forță sezonul competițiilor în aer liber la finalele Campionatului Național pentru Junior 2 ce au avut loc la București. Pe lângă multiplele medalii câștigate, sportivii antrenați de Cezar Moscaliuc au obținut și timpi foarte buni în concurs, stabilind 13 noi recorduri ale Sucevei. După mai multe competiții în care a luat argint sau bronz, ștafeta de fete 13 ani, formată din Diana Lisov, Andreea Druță, Alexandra Ilieș și Savina Alexandra, a reușit să devină campioană națională a României în proba de 4 ori 100 metri mix, după ce a terminat proba cu mai bine de 10 secunde în fața echipei ce se impunea de obicei în această probă. Aceeași ștafetă feminină a Sucevei a avut o comportare bună și în proba de 4 ori 100 de metri liber, aici unde a devenit vicecampioană națională. În competiția masculină, la 14 ani, ștafeta suceveană formată din Teodor Marchitan, Claudiu Timofte, Mircea Nistor și Ionuț Onesim a reușit să câștige medalia de bronz la 4 ori 100 metri liber, fiind foarte aproape de medalie și la 4 ori 100 mixt, unde a ocupat locul 4. În concursul individual, Teodor Marchitan și-a adjudecat un număr de 4 medalii, 2 de argint la 50 și 200 metri bras și 2 de bronz în probele de 100 metri bras și 50 de metri fluture. În concursul individual feminin, Diana Lisov a luat un bronz la 200 metri bras și a fost foarte aproape de medalii și în probele de 50 și 100 metri bras, acolo unde a ratat la mustață locul 3. Foarte aproape de podium a fost și Mircea Nistor, locul 4 la 50 de metri bras, Andreea Druță, locul 4 la 200 fluture și 400 mix, Alexandra Ilieș la 100 metri spate, în timp ce Claudiu Timofte a terminat al 5-lea la 50, 100, 400 și 800 de metri liber. Sportivii noștri s-au descurcat extraordinar la aceste naționale și au obținut timp foarte bun, dăburând 13 recorduri ale Sucevei. Chiar dacă s-a simțit faptul că nu avem un bazin în aer liber unde să ne pregătim, juniorii noștri au dovedit că au progresat foarte mult, obținând timp cu 4 sau 5 secunde mai bun decât în precedentele competiții, chiar și în probe scurte. Mai mult, sportivii noștri au fost foarte aproape să câștige mai multe medalii, pierzând podiumul de mai multe ori la câteva zecimi sau sutimi de secundă, a declarat antrenorul celor de la CSŠ 3 Suceava, Cezar Moscaliuc. Cu această finală, sucevenii au terminat sezonul competițiilor naționale în bazin descoperit, urmând ca din toamnă să înceapă sezonul în bazin acoperit.